Acest material este realizat cu susținerea financiară a Uniunii Europene în cadrul programului UE Măsuri de Promovare a Încrederei implementat de PNUD. Opiniile expuse aici nu reflectă în niciun caz poziția oficială a UE și PNUD. Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit. Astăzi discutăm despre înființarea unei livezi, cum noi trebuie corect să alegem solul, terenul, să determinăm porțiunea pentru plantare și toate, toți pașii necesari pentru a avea o levadă super intensivă și modernă. Iar în ajutor ne vine invitatul meu, Eugeniu Gudu Max, specialist în producerea fructelor. Bună ziua și bine v-am găsit și bine ați venit la Agro TV. Bună ziua, bine v Bine, m Cu mare drag și pentru început, domnule Gudomac, haideți să definim ce înseamnă o livadă superintensivă, pentru că este la mod acum să vorbim în acești termeni, că tot ce este modern, tot ce este super intensiv, trebuie cumva să adaptăm și la realitățile Republicii Moldova, pentru a fi în pas și în trend cu tot ceea ce se întâmplă în afară. Ok. O livadă modernă sau olivadă livadă superintensivă, deci ne permite să aplicăm o tehnologie mult mai intensivă decât în sistemul clasic. Ne permite să obținem niște fructe de calitate superioară, cu o recoltă destul de înaltă per hectar. Dacă vorbim despre măr, vorbim despre 50-60 de tone la hectar de fructe de calitate superioară. Dacă vorbim despre cireș, vorbim în jur de 18-20 22 de tone de fructe de calitate superioară. Dacă o să vorbim despre alte specii, iarăși fructe de calitate superioară. Cei ce se cere în ziua de azi pe piață, fructe de calitate superioară. Nu mai merge deja alte tipuri de fructe. Uh -huh. Deci avem, de, cumva piața dictează fructe de calitate iar producătorii trebuie să se alinieze acestor standarde pentru a face față cumva Correct. cererii. Corect. Deci piața cere fructe de calitate, cererea este bună pentru fructe de calitate. Dorim sau nu dorim, deci trebuie să ne aliniem. Vrem să comercializăm, deci suntem obligați să ne aliniem la tehnologiile moderne, deci suntem obligați să trecem vrem, nu vrem, deoarece și costurile de producere sunt destul de înalte în ziua de astăzi și trebuie să facem și un profit, adică în cazul când suntem producători. Deci, altfel, în cazul contrar nu, nu este ținut să facem o plantație. Corect. Sau să producem un fruct. Da. Înființarea unei livezi moderne, cum ați menționat și dumneavoastră, reprezintă un set de reguli sau deci mai multe reguli care ar trebui să fie respectate cu stricte strictețe de fiecare producător pentru ca în final să obține uh, acea afacere de succes și acel profit la care visează atunci când și-a schițat planul de afaceri uh, înființând această livadă. Uh, și aș vrea pentru cei care ne urmăresc în aceste momente să ne explicați care sunt aceste reguli, să mergem pas cu pas pentru ca să nu clacăm undeva și să găsim acea fisură în care să mergem nu, pe calea cea corectă. Corect, ați menționat. Deci o livadă modernă cere niște investiții mult mai mari decât o livadă clasică și greșelile nu se acceptă în așa livadă. Am bine punctat. Dacă facem o greșeală în faza inițială, atunci avem mai bine nu, nu, facem așa o investiție, că deoarece în plantațiile moderne, deci investițiile sunt destul de înalte, nu sunt investiții mici. Și în așa cazuri, deci toți factorii care stau la baza înființării unei plantații, trebuie să le trecem pas cu pas și să le punem la locul lor și să nu facem greșeli. Deci de asta, când se începe totul, dacă vorbim despre o plantație, se alege corect soiul, se alege corect portaltoiul, se alege corect terenul, calitatea apei trebuie să fie amplasarea terenului. Dacă avem posibilitate să ne protejăm contra grindinii, că vedeți ce facem în ultima perioadă, grindina probleme foarte mari în Republica Moldova. Toți acești pași, deci se încep de la o etapă. Deci se încep totul cu proiectarea, plantației multenuale, apoi, deci în etapa de proiectare, deci, se alege corect terenul, se prelevează probe de sol de pe terenul în cauză, dacă corespunde, deci în bază la aceasta se să face recomandarea asupra port cel care ne va primi de cât de des va fi plantația noastră, cât de intensivă, adică așa, cât de superintensivă putem să o plantăm, putem să o plantăm la 0,6 cm 0,6 m între pomi sau 0,8 sau 0,9 sau 1 m dacă vorbim despre măr, dacă vorbim despre cireș acolo 1,50, 1,60, 1,80, 2, 2 și ceva, deci uh -huh. a, totodată ne va arata, Vom putea posibilitatea să plantăm sau nu să plantăm, să ne băgăm așa într o investiție sau nu, deoarece solul este factorul care dirijează. Putem să mergem pe terenul acela sau mai bine câteodată să căutăm alt teren să facem investiții acolo și să avem o investiție de succes decât să facem să investim într-un teren care nu o să avem rezultate, ca să zicem așa. Deoarece lucrul ăsta este destul de serios. Că în ziua de astăzi, dacă vorbim, deci un material săditor sau un pom de calitate costă niște bani. Și dacă vorbim despre o plantație de măr, acolo avem în jur de 3500, 3900, 4000 și ceva de pomi la hectare. Și când ne uităm în costuri la material săditor, dacă să vorbim un cost de material săditor aproximativ de pisotare, e o 4 euro jumate sau 5 per pom și când ne mulțăm cu cantitatea se primește niște bani Corect. și bani buni Curie. ne mai cătând că trebuie să-l aduci în țară deci iarăși sunt costuri de transport și apoi ne mai cătând că mai sunt niște costuri pentru sistemul de suport care este, este obligatoriu înainte de plantare să-l punem un sistem de irigare, iarăși sunt costuri deci toate sunt legate unul cu altul deci de asta, deci când se face o plantație se înființează o plantație Trebuie să mergi primii pași care sunt cei mai esențiali, aici să nu se petreacă greșeli. Uh -huh. Deci de asta va depinde tot aceea, de exemplu, 18 ani de zile sau 15 ani de zile care dumneavoastră veți recolta fructe de acolo și veți comercializa. Ați făcut aici o greșeală, aveți consecințele de suportat în, da. în timp și în timp îndelungat, din păcate. Am înțeles. Dar uh, iată, cei care vor să inițieze sau să înceapă o livadă, da? să planteze o livadă, ei, uh, nefiind ne poate în cunoștință de cauză, 100%, există pe piață. Uh, eu știu specialiști care să-i ghideze atunci când pornește la drum un producător, da? Pentru, iată, dumneavoastră ați menționat foarte bine că este necesar sau imperios necesar să se pornească de la proiectare, da? Corect. Pentru a vedea toți pașii concreți care trebuie urmați. Deci, există specialiști în acest domeniu pentru ca să-i ghideze pe cei care își doresc să aibă o levadă superintensivă. Deci, în Republica Moldova există băieți sau specialiști în domeniu, pe care vă pot îndruma într-un, cum zice în care asta care să mergeți corect. atât că în etapa de proiectare, adică se menționează toate aspectele astea, deci toate obiectele astea, că deoarece nu din punct de vedere doar s-au sau ceva, acolo se vă proiectează și se fac să calcul niște indici economici, cam care bani ar trebui să mergeți. Corect, că da. în baza proiectului, deci dumneavoastră puteți să vă faceți un business plan ca să înțelegeți cum o să investiți banii. Și cum o să afacerea dumneavoastră. E pe parcursul, pe parcursul pe parcurs, câțiva da. ani, Așa că sunt în Republica Moldova. Deci, Uhum. Totodată, deci, cu ajutorul mai multe proiecte de care sunt internaționale și naționale, deci sunt o, o grămadă de seminarii în domeniu, deci, care numai decât cum, asta, persoana care este cu interesată să înființeze plantația, trebuie să mai, petreagă, să mai participe la aceleași seminarii, să mai vadă ce este tendința pe piață, ce e ce se vorbește, mai vorbesc între producători, să mai află una, două, și să un rezultat până la urmă finit bun. Da, bine ați menționat că și aceste seminare sau chiar echipe din străinătate care vin și oferă suport chiar și informațional, pentru că este foarte important acest lucru să se cunoască despre anumite criterii, despre anumiți parametri atunci când pornești să plantezi o livadă. Eu aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, haideți cumva să fiți dumneavoastră cumva ghidul celor care ne urmăresc pentru cei care își doresc că ne spus de mult să facă o olivadă să fac să aibă o olivadă Deci noi la modul practic, când prelevăm solul, atunci când am găsit un teren. Da. Uh, unde ar trebui să fie poziționat acest teren pentru o livadă de cireș, spre exemplu, sau de măr. Dumneavoastră alegeți care este mai ok. Și cum trebuie prelevat solul unde el uh, deci probele solului unde se duc pentru a fi uh, eu știu um, monitorizat, eu știu, proprietățile acestui sol și ulterior să vină cu rezultate și să spună, ai unde verde pentru acest teren, pentru acest sol. Deci, în faza inițială, când se vorbește și când corect un proprietar care dorește să inițieze o afacere la înființare multe adică o livadă, deci el corect, prima etapă a lui, deci este că se, se apeleze la o companie de proiectare uh -huh. care, cu ajutorul inginerului șef de proiectare, se duc la terenul care din el îl deține, evaluează terenul din punct de vedere mai mulți factori climaterici care sunt, nimic că mai sunt și alte aspecte acolo. Deci, la prima vizită în teren de obicei se prelevează și probele de sol, deci inginerul, șef de proiectare cu pedologul prelevează probele de sol de pe celul teren. Ca rezultat, analizele celui sol se duc la un laborator acreditat, inclusiv din Republica Moldova, pentru sol, după aproximativ o săptămână, două, după ce vin rezultatele, în baza rezultatelor analizei de soluri, se fac recomandări. Este bun pentru un portal mai modern, pentru cireș, sau nu este bun. Uh -huh. Mai bine de abandonat în faza inițială terenul celălalt și de găsit altul decât de avut probleme ulterior. Dacă vorbim despre măr, deci iarăși aceeași factor. Iarăși, portaltoii care sunt mai moderni sau rădăcinile cele moderne, cei care sunt mai productivi, care nu permit ca pomului să crească foarte mare, să crească mai mic, să ne dea roade constante și uh, de calitate. Deci, iarăși, aici se începe iarăși cu calitatea solului. Aici sunt niște factori de bază. Dacă vorbim de tridensă, sunt carbonații solului, carbonații activi ai solului, uh, conductibilitatea electrică pe H și alte raporturi dintre dânsele. Aici de sunt factori care ne determină, deci, de care da? sunt care deci, decisivi. Deci, deci, deci. Apoi, următoarea etapă, deci cu o livadă modernă nu poate fi fără irigare. Corect. Deci, trebuie văzut un este sursa de apă pentru o irigare și calitatea apei. Dacă avem și acolo o calitate bună, avem unde verde pentru a face o livadă. Am înțeles. Dar care este tehnica pentru plantare? Pentru că și aici trebuie să ținem cont. Pentru plantarea unei livezi trebuie și o anumită tehnică. Cum alegem această tehnică pentru a planta okay. livadă? Uh, ulterior, o vorbim de utilaje, da. dar o să încep niște proceduri de plantare. Vă rog. Deci, după ce s-a dat undă verde pentru ca să înființeze plantația, deci este corect să facem comandă de materialul săditor. Deci comandă de materialul săditor de obicei se face cu 2 ani de zile înainte de ființa plantației. Ah, da. Deoarece îți alegi soiul care e ideal, care vă place și termenul de producere de obicei este 2 ani de zile. Uh -huh. Că este la noi, că este psihotare, cam același termen. Nu este tare de dorit că e ca, astăzi vreau să înființez și ce este pe piață, materialul săditor sau soiul care este, cel mă mai real, am luat, da? l-am pus, și apoi să mă gândesc cum o să comercializez fructele pe parcursul câțiva ani de zile. Asta este o durere de cap. Mai bine, îl produc pomul celălalt la comandă, ne am ales soiul care trebuie și știu care o să o aibă viitor. Uh -huh. Și adică eu sunt asigurat pe viitor că nu o să am probleme de cap. Mai departe, aici am comandat materialul săritor și ne în perioada asta, în mijlocit înainte de plantare, deci e, pentru o livadă modernă se recomandă ca nu ca în livezele clasice, se, acolo se plantează pomii și gata, am terminat. Aici e, altă procedură. Deci se începe cu instalarea sistemului de suport, adică niște șpaliere, se întind țârmile, uh, cum zice, se întinde sistemul de irigare, se deschide, uh, sunt niște utilaje speciale, se deschid niște canale, unii se plantează pomii, deci totul asta o pregătim, de exemplu, de cu Așa. Și în primăvară, când avem plantare, dacă vorbim despre un material de străin, de psihotare, deci plantarea se face din primăvară, dacă vorbim despre material din Republica Moldova, săritor, putem să o plantăm de cu toamnă. Deci, și mergem în etape, facem un pic de lucru în toamnă, un pic de lucru în primăvară. Deci ne ușurăm lucru. Nu se că uh, ne gândim să plantăm în primăvară și tot o să reușim în primăvară. Asta practic este foarte greu de realizat. Și atunci, ce se face în așa cazuri când e foarte greu de realizat? Banul se reușește cu irigare, iarăși o problemă ba nu se reușește cu instalarea sistemului suport sau se tergiversează termenii plantare și nu se plantează, de exemplu, la sfârșitul lui martie, început de aprilie sau mijloc de aprilie, dar se plantează la sfârșit de mai. Și atunci, iarăși, ceva consecințe rămân pentru anul următor. Am și de. atunci se începe. Deci ce nu avem cei ce ne-ați planificat? Dar toată tergiversarea asta duce la urmări ulterioare. Deoarece dacă vorbim despre o livadă modernă, eu o să anticipez un pic aici. Da, vă rog. Uh, o livadă modernă, dacă vorbesc de măr, este dorit ca începând cu anul 2 după plantare, și mai avem avem pomi de tip cu coroană când ne plantăm, uh -huh. deci în începând cu anul noi, 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 2 noi trebuie să strângem acolo 18-20 de tone deja de fructe de măr uh -huh. la hectar. Uh, în anul următor, în anul 3, noi trebuie să strângem 30-35 de tone de măr deja de calitate, care putem să o comercializăm. Deci am tergiversat ceva în primul an de zile, în anul 2 deja, recolta o tăiem, bani jumate, bani mai de jumate. Și atunci costurile sunt aceleași de producere, deoarece tratamentele chimice și toate lucrările care se facem, deci uh, costă niște bani. Corect. Dar produsul finit, adică recolta, este mult mai mică. Deci mm. din punctul ăsta de vedere. Da. Dacă vorbim despre tehnica de, utilizată la plantarea uh, ce fel de tehnică este utilizată în principiu? Practic, dacă vorbim uh, din tehnică, din utilajă, deci plantarea pomilor, deja nu sunt mai unul cazuri, dacă vorbim despre măr, toți trec la plantarea în tip de rigole se deschid niște canale, deci este o tehnică specială, care se deschid canale cele între stâlpi Așa. și uh, se plantează pomii. Uh -huh. Deci nu mai este tehnica de plantare cu uh, burghiul sau cu burul celălalt de mare de la tractor, ca să facem găuri. găuri Asta practic da. este imposibil. Deoarece noi avem deja șpalier în livadă instalată. Dacă vorbim despre cireș acolo unde distanță mai mare de plantare atunci unde avem 1,50 sau 1,45 sau 1,80 sau 2,2 deci aici, aici avem posibilitatea să lucrăm cu tehnica de tip standard, adică care sunt niște burghiuri. Dar la liviezle de măr deci acolo unde distanța este de 0,8 0,6 metri între pomi atunci Practic este imposibil să lucrăm după metoda clasică, adică trebuie să... Deci sunt niște utilaje mai speciale care se face lucrările de genul ăsta în plantați. Da. Dacă vorbim despre echipamentul care diminuează, eu știu, consecințele condițiilor climatice, pentru că sistem și chiar și dumneavoastră ați menționat, asistăm la niște, eu știu, schimbări ale vremii inopinate, hai să zic așa, și aici, dacă ne referim și la instalațiile anti-grindine, anti sau anti da? Care sunt necesare pentru o olivadă. Uh, noi, deci Republica Moldova deține asemenea instalații și cum ele sunt uh, utilizate pentru olivadă sau alta, indiferent de genul okay. plantației. Ok. Deci dacă o să vorbim despre plantație și nimic atunci vorbim despre un sistem anti-green, deoarece o livadă modernă, făcând niște investiții foarte mari, este recomandabil să vă puneți... Uh, un sistem pasiv de a vă proteja contraglindirea asta este plasele antigrindine Asta e un sistem pasiv față de cele care tradiționale, prin rachete că, sau nu știu da. care, care mai sunt acolo. Dar asta este pasiv și garantat, știți cum, pentru plantația dumneavoastră. Deci se începe iarăși de la faza inițială, de la proiectare. Să deci revenim proiecte, la început, da? Revenim la început. De deci ce zic că revenim la început? Că când se face un proiect pe plantație, aici, proprietarul trebuie să gândească și să spui așa un aspect că, deci eu am ulterior, pe, pe o perioadă de timp, mă gândesc să-mi pun plasa să-mi protejez plantația, da? Ce înseamnă asta? Că proiectantul în faza inițială deci trebuie să-i recomandă tipul de șpalieră care trebuie să meargă uhum. pentru asta, ca să nu se primească că el s-a trezit producătorul știu, un an de zile și vrea să-i plasa antigrinile, dar sistemul de suport nu-i permite așa ceva și el iarăși încă o dată să facă dublu investiții la alegerea corectă a sistemului, să-și mai instaleze încă un, cum zice, șpalieră uh -huh. sau un stâlp alături, deci care costă iarăși niște bani și bani buni, adițional. Deci chestia asta în prima fază se reglează și ulterior fermierul la dorință deci în anul doi sau în primul an de zile se instalează o plasă antigrindină, lui este asigurat, recolta este asigurată și toate contractele care le are cu supermarketele sau cu exportatori, deci le poate îndeplini cu, cu succes. Îndeplinie. Dacă vorbim despre Cireș, acolo este un pic altfel, iarăși la legerea sistemului sport, uh, și dacă ne gândim să instalăm o peliculă sau o plasă antiploaie, este și așa ceva în Republica Moldova, uh -huh. Deci și ne garantează că acireșul niciodată să nu crape, adică fructele să nu și adică iarăși avem comercializare permanent. Numai că asta iarăși are niște costuri adiționale față de sistemul clasic sau sistemul intensiv. Deoarece iarăși la alegerea sistemului de suport, iarăși aici se ia corect deciziile. Că dacă se, se instalează o dată, mai bine odată investesc un pic mai mult, dar sunt garantat că ulterior să îmi pot instala tot ce-i doresc decât să se instaleze aici în varianta mică, varianta simplă și apoi, pe urmă, în anul 2, să fac iarăși investiții, investiții. încă o dată. Da. Deci, dacă vorbesc așa, deci, plasele la Cireș în Republica Moldova sunt, se practică în câteva livezi, adică avem câteva livezi pe Republică, după modelul lor sunt de câteva feluri, sunt de câteva feluri, iarăși asta duce la diferite tipuri de investiții. Dar ce e... Reglabil, adică vă spun așa, deci este, spre exemplu, pelicula antiploaie sau plasa antiploaie. Uh -huh. Deci sunt două tipuri diferite, să zicem așa. Una care poate fi deschisă tot sezonul de producere, da. de la începutul sezonului până la sfârșit. Deci ea ne protejează contra ploii, inclusiv și contra grindinii. Dar sunt uh, sisteme combinate, adică cu plasă anti și pelicula, pelicula. antiploaie care se folosește deschis numai o lună de zile în sezon, adică hmm. numai când avem cireșu. Deci, Am Adică înțeles. sunt două tipuri diferite Aha. de structuri uh, și iarăși diferite costuri. Ah, Asta dar așa producătorii așa. noștri pe ce amizează mai mult? Care aleg mai mult? Uh, cei care au la noi în Republică, deci acum care au, au două tipuri de structuri, adică au peliculă plasă, dar pe idee că o pelic plasă o țin deschisă pentru o lună de zile când au cireșul și pe urmă uh, este cum zice, folosesc plasa antigrid în tot sezonul întreg. Dacă vorbim despre uh, plasa antiploaie, da. deci uh, în Republica Moldova încă plantații cu acoperit cu sistemul ăsta încă nu în dar ele se practic foarte bine în Italia, se fac practic foarte bine în Europa, care ne permit să stau deschis tot sezonul, adică și ca rezultat obține fructe de calitate, adică tot ne protejează și antigrindină și antiploie. Adică am, am înțeles, că tot ați menționat Dumneavoastră de investiții și orice uh, Element care este Să se regăsește în livada noastră Indiferent de plantație fi măr, cereș, prun Și așa mai departe, necesită Costuri, investiții exact. Care ar fi uh, Costurile minime pentru înființarea Unei afaceri sau de la cât noi putem uh, uh, Porni, cu, cu ce sumă putem Porni uh, în drumul Livezelor, hai să zicem eu aș... Așa, este motiv. Eu aș merge altfel. Ia vă rog. Eu aș merge pe altă idee, aș, aș, merge pe ideea că care ar fi suprafața minimă pe care ar trebui să investească ca să fie profitabil. Asta urma să vă întreb, da, cam câte hectare ar trebui? Nu, eu să cod că, adică, ca să mă înțelegi, o suprafață minimă profitabilă ar trebui să fie minimum 5 hectare. Minimum 5. După asta este mult mai ușor, adică ca să înțelegeți structura care se, investe, se face, adică că pe lângă asta trebuie să aveți și o tehnică și o tractoare și alte tehnică mai specială și în așa cazuri uh, se că cost producere, adică investiție este mult mai rentabil de la 5 în sus. Uh -huh. Deci la un hectar nu-i chiar, nu chiar plăcut chestia asta. Da, A... și nici nu este foarte, foarte, eu știu, provocator să începi de la un hectar. E corect, <laughs> e corect. Deoarece Dacă te pornești în această provocare, hai să începi cu ceva mai. cu ceva mai. palpabil. Da. da, palpabil, așa. Eu aș spune așa, o parcelă ideală din punct de vedere a costurilor. Deci, minimizăm costurile la o suprafață minimum, adică ca să înțelegi. Avem un pătrat, să zicem 4 hectare, asta este, din punct de vedere al investiției, este ideal. Uh -huh. Deci, ce spun din punct de vedere al investiției? Deci, costurile la sistemul de suport, costurile la sistemul anti costurile la materialul săditor, la sistemul de irigare. Deci se folosesc, e, raport, cum zici, investiții, procese tehnologice sunt minimi, adică sunt ideale uh -huh. din punctul ăsta de vedere. Dacă vorbim că avem o suprafață mică, 2 hectare, deci practic dacă vorbim ancorarea e ce e ori la 4 hectare, ori la 2. Adică în costuri e altă. Deci, nu, hai să zicem așa, eu am spus și de la început, un material să dacă ne uităm peste de măr, ca exemplu, 4 și 5, euro acolo, plus adus acasă, are niște costuri. Da. Și la un hectar, să zicem, 3500, 4000 de pomi, 4000 și ceva, puteți să calculați și dumneavoastră care este investiția doar în materialul, materialul de Da. Plus la toate trebuie de adăugat costul la sistemul de suport uh -huh. care este un cost tot destul de bunișor. Eu îl socot în jur. Nu știu, nu vreau să dau cifre ca okay. să înțelegeți. Ok, Cei Dar care ne urmăresc cost... își fac sunt... calculele proprii. Și da, va. deci sunt niște costuri e... în total adică sistemul de irigare iarăși are niște costuri și niște costuri bune și respectiv plasa antigrin total se stringe niște bani. Sunt băni, bunișori, bănișori, per hectar. Dar îți scoți cumva acești bani? Cam peste în, cât? Începând cu anul 2, începiți să nu vă întoarceți bani. V Ați ajuns în anul 4, trebuie să, dacă v-ați bani, banii, sunteți foarte bine. Iată, un, eu știu, un argument îmbucurător. Dar, uh, atenție maximă, așa cum ați menționat dumneavoastră la început, să nu uităm de etapa inițială, de corect, proiectare. Și atunci, corect, dacă respectăm corect. pașii respectivi, atunci uh, putem investi sumă bunicică pentru ca să avem rezultatele, iată cum ați spus dumneavoastră, în corect, câțiva ani. Corect. Deci, dacă s-a făcut și s-a planificat în faza inițială corect, dumneavoastră începeți profitul să-l obțineți pe lângă, v-ați scos deja investițiile în anul 4 deja profitul mai departe aveți uh, vorbim despre o livadă de măr avem 15-18 ani de zile încă aveți 15 ani de zile să vă strângeți recolta, că nu zice să vă faceți bani da. și sunt realitățile Corect. Domnul Gudumac, aici chiar aș vrea să deschidem și o mică paranteză, pentru că în Republica Moldova sunt foarte multe fonduri europene și producătorii pot apela și la fonduri europene, dar cu, și cu investițiile proprii, în schimb, pot beneficia și de suport financiar din partea Uniunii Europene pentru, iată, aș dezvolta afacerea în domeniul, eu știu, livezilor. Corect. Corect. Deci, s-a început inițial cum zice o plantație are un gând de plantație, s-a făcut de exemplu iarăși eu mă întorc înapoi la proiect, acolo sunt redate care sunt investițiile pe parcursul a 5 ani de zile, care sunt investițiile lunare, adică anuale. El deja se face un business plan și poate apela la diferite proiecte de astea internaționale care sunt cu suport financiar. Uh -huh. Și dacă a început în faza inițială procedura asta corect, adică ne lui trebuie cât acolo, jumătate de an pentru să-și să ia toate investiții, adică să apeleze la toate, cum zice, proiectele internaționale care poate să-l subvenționeze, numai că tând că pe lângă toate mai există și agenția de plăți și servicii în agricultură IBA, care rambursează niște costuri făcute după post-investiție. Da. Adică La fel este un suport? Este un suport, iarăși, destul de bun. Adică un suport din partea proiectelor europene și al doilea din partea agenției. Da. Asta este. Dacă știți, dumneavoastră, cam câte hectare de levezi sunt în Republica Moldova, indiferent de plantații? Așa, estimativ, dacă știți. Dacă nu, e ok. Pot să spun așa o chestie. Lucrând în domeniu, lucrând în domeniu, și lucrând într-o companie privată, nu știu, pot să spun așa că dacă vorbim despre o livadă superintensivă și modernă, și modernă, nu vorbesc despre livezile clasice. Nu știu, noi anual investim, cum zice, proiectăm, proiectăm și proiectăm aproximativ 200 de hectare uh -huh. superintensive, poate mai mult. De ce vă întrebam asta? Pentru că în contextul emisiunii noastre sau podcastului nostru există teren și pentru cei care își doresc de astăzi să-și înființeze o livadă. Corect. Deci de asta noi vorbim despre o livadă dar le vezi le caz și în general dacă ne uităm conform rapoartelor care le prezintă agenție de plăța IPA, deci anuale, deci în Republica Moldova variază suprafețele moderne de de măr și este cum zice, sau care sunt ca ei acolo, ne uităm anual, nu știu, 400 de hectare uh -huh. în Republica Moldova se plantează. Dar care este ponderea între livezile de, eu știu, nivel clasic și de nivel super intensiv? Eu Astăzi, pot... e balanța către cine înclină? Încă clasice. încă clasice. Dar cei care investesc în plantații, Uh -huh. Dacă vorbim despre măr, în ce e de aduce clasice? Investesc numai în liviezele moderne. Deci uh -huh. Că viitor cu liviezele clasice, la măr nu există. Am înțeles. La cireș, la fel. Uh -huh. Deci dorim, nu dorim. Și credeți-mă, în zona de nord este și o tendință. Își defrișează livada clasică și se plantează o livadă modernă. A, deja pe acești pași se merge. Da, deja se schimbă tehnologiile, se schimbă total. Aha. Deci, aceiași proprietar, aici au o livadă clasică, deja ea este neprofitabilă, se defrișează, se așteaptă termen acolo, de, este un termen de oboseala solului 2-3 ani de zile și după care se procede iarăși la plantare. Dar e profitabil atunci ca să-ți nimicești cumva sau să-i radiezi levada clasică și să pornești Tre treptat Treptat, Tre treptat este ok. A, este ok. Da, treptat se face tot, este ca, ca investiții. Uh -huh. 5 hectare, 10 hectare pe an de zile și nu se suportă așa de mare ca ca investiție, adică ca suportul care îl duce proprietarul care îl investește. Adică e din partea celălalt treptat difrișează, din partea asta treptat înființează. Nu difrișează totul odată, că dacă difrișăm treptat, deci adică de acolo mai vin niște bani, aici mai investim. Din anul 2 deja începi și de aici să vin niște bani și Am îmi permit da, ca să merg mai departe. Se echilibrează, e echilibrează și nimic că tâncă, dacă vorbim despre o livadă modernă, îmi place să văd și pisiotare, îmi place să văd și la noi, clindiza este și la noi în țară deja că dacă are instalat sistemul de suport și este instalat corect în faza inițială, deci au trecut 15 ani de zile, au scos pomii, au uh, pregătit solul încă cu dată, stâlpii au rămas pe același loc uh -huh. și în anul următor plantează pe același loc pe vada. Aha. Adică noi avem structura, adică avem stâlpii, avem plasa antigrindină, și începem o planta -a plantat începem din în numai în așa cazuri deja se lucrează pe alte tipuri de portatoaie, iarăși portatoaie moderne, deci portatoaie care sunt mult mai rezistente la bolile care rămân în sol de la plantație precedentă și ah. el nu suportă, adică nu are uh, greșeli ea Am ca care chestia okay. Noi suntem cam pe final de, de discuție și eu aș vrea să veniți cu un mesaj pentru cei care vor uh, să se apuce de plantată olivadă super intensivă uh, o recomandare Chiar vă da. rog. Chiar vă rog. Se înceapă cu un specialist. Uh -huh. Eu așa le dau. Deci de ce spun Să înceapă cu un specialist? Deci nu o să găsească greble pe drum. Greble sunt multe. Și Din ca păcate. să nu te lovești de coada greblei, mai bine apelează la un specialist. Da, un specialist. Deci ok. Nu înseamnă că uh, există unul sau doi sau zece în țară. Am participat la mai multe sesiuni de instruire, adică seminarii care mai sunt în țară. Deci, mai informează-te cine cum, care are experiență bună în domeniul ăsta, aplica asta cum zice, apelați la el și o să mergeți pe pași corect. Eu așa spun. Da, este un sfat și o recomandare foarte bună pentru cei care își doresc să inițieze o afacere în domeniul, eu știu, livezilor, da? Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Gudumac, pentru aceste recomandări și sfaturi care sunt destul de valoroase pentru mine și pentru cei care ne urmăresc și sperăm să mai fiți invitatul nostru și să discutăm și cu alte ocazii. Cu mare Numai bine și succes vă doresc! Doamnelor și domnilor, eu și eu vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune!